Să vă explic despre ce este vorba. Zice, un cercetător medic și așa mai departe, cu renume, în ultima vreme și-a dedicat atenția influenței poziției capului asupra stării de veghe. Cu alte cuvinte, el a băgat de seamă următorul lucru și a documentat științific. Nu știu de ce trebuia documentat științific, că eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă e așa sau nu. A documentat științific faptul că atunci când te tot uiți în jos, indiferent că citești, că te uiți la computer, că îți legi șireturile de la pantof sau altceva, indiferent ce se întâmplă, te ia somnul. Când te uiți în jos, te ia somnul. E adevărat? Vi se întâmplă? Și de asemenea a observat că dacă vrei să rezolvi problema cu somnul, trebuie să te uiți în sus. Ori de câte ori te uiți în sus și schimbi poziția capului, dintr-o dată dispare somnul. Cu toate astea, eu aș vrea să vă introduc într-o altă perspectivă, și anume exemplul 2. Spuneți-mi, vă rog, aveți tablouri acasă? Aveți? Este nu o modă. Aș vrea să spun că este aproape o necesitate. Am văzut în mai toate casele de aici tablouri. O să vă întreb, de ce avem nevoie de atâtea tablouri în casă? Sau de un tablou în casă? Sau cum vreți dumneavoastră? De ce avem nevoie de tablou în casă? Nu, că nu e vorba numai de tabloul stăpânului casei, că tinele a zis să-ți aduce aminte cum era în tinerețe. Dar nu e vorba că te-ai pus pe tine acolo. Sunt alte tablouri, da? Scene de natură, ce vreți dumneavoastră, picturi celebre, etc. De ce ai nevoie de un tablou în casă? Sora zice, să avem la ce privi. Păi ce, n-ai la ce privi? Da, în ceea ce a spus sora Cati e un mare adevăr, și anume că noi punem tablouri în casă pentru a avea scene care ne plac. Să aducă în casă un fel de fereastră din altă parte. Că e o fereastră de la munte, că e o fereastră de la mare, că este o fereastră a unei personalități deosebite, ceva să-ți aducă aminte și să ai unde să privești. Adică pe lângă pahare, farfurii, scaune, mobilă, toate celelalte, care nu te ajută să ridici privirea. Toate îți cam pleacă ochii și capul la praf și la alte lucruri. Ei bine, pentru ca să nu ai numai de astea, ai nevoie de altceva. Este o mare parabolă pentru viața noastră. Este o mare parabolă pentru noi. Avem nevoie de ferestre. Spre altceva. O să vă întreb, care e fereastra dumneavoastră? Care e fereastra dumneavoastră atunci când sunteți amărâți? Atunci când sunteți plictisiți, atunci când nu mai aveți sens, atunci când sunteți obosiți, care e fereastra, spre ce vă îndreptați dumneavoastră privirea? Unde e? Luna aceasta, ați observat de o vreme, am cam dedicat câte o lună întreagă unui anume subiect. Spre exemplu, luna trecută vă amintiți despre ce am studiat? Evenimente legate de venirea Domnului. Luna aceasta este o lună în care pentru o parte a creștinilor vine Paștele. Așa că am hotărât să dedicăm luna aceasta a Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta, vă rog să nu mai țineți ochii în jos, da? Ca să ne ia somnul. Suntem o Laodiceea care dormim din cauza că privim prea mult în vârful pantofilor noștri, prea mult la noi. Laodiceea are nevoie să ridice ochii pentru ca să se poată trezi. Tabloul pe care vi-l propun luna aceasta înaintea ochilor dumneavoastră este tabloul lui Iisus Hristos. În dimineața aceasta, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Fraților, Domnul Iisus Hristos poate să fie prezentat ca fiind primul dintre oameni. Poate să fie prezentat ca fiind un supra-uman.
poate să fie prezentat ca cel mai bun învățător, ca cel mai bun model de viață și așa mai departe. Dar dacă e doar atât, nu e destul. Evident, Domnul Iisus Hristos a fost toate acestea. Dar când îl vede Ioan Botezătorul, el zice așa: iată, omenirea n-avea nevoie de un savant să vină pentru a o salva. Omenirea n-avea nevoie de un filozof să vină pentru a o salva. Omenirea avea nevoie de un miel să vină să o salveze. Asta este marea enigmă și marea provocare a istoriei noastre. De a putea înțelege câtă nevoie avem noi, ca ființă umană, de un miel, nu de un savant. Când noi ne ducem la școală, când noi dedicăm timpul nostru pentru o diplomă, vrem și noi să devenim savanți. Când în realitate noi avem nevoie, încă o dată, avem nevoie de un miel, avem nevoie de cineva care să ne poarte ce anume? Păcatul. Avem nevoie de un purtător de păcate. Este cea mai mare nevoie, este nevoia tuturor, este nevoia mea și nevoia ta, este nevoia noastră să vină cineva să ne ia păcatul. Nu pentru ca eu să păcătuiesc din nou, ci să-l ia, să-l ispășească și astfel eu să devin liber de păcat. Aceasta este eliberarea fundamentală de care avem nevoie toți. Acesta este actul supraomenesc și extraordinar pe care l-a făcut Iisus. Marea noastră problemă este că nu înțelegem lucrul ăsta. Mă repet, alergăm după alte lucruri care le considerăm necesare. Considerăm necesară o mașină de spălat, o mașină la fața casei, în fața casei și alte feluri de mașini. Dumnezeu spune: nu, nu aveți nevoie de asta. Voi aveți nevoie de un. Acum, vedeți dumneavoastră, purtătorul de păcate a venit. Ne-a promis că ne ia păcatele, le poartă și ne eliberează. Ne-a promis lucrul acesta. Mulțumim Lui. Amin? Marea problemă este următoarea. Relația mea cu purtătorul. Pentru că El nu îmi ia păcatele instantaneu. El nu este un magnet care atrage păcatul de la mine oricum. Pentru ca păcatul meu să plece de la mine spre El, e nevoie de un act important pe care trebuie să-l numim. Trebuie să-l identificăm. Poate că îl vom numi credință. Botezătorul zice: iată mielul. Ce presupune cuvântul iată? Ce presupune? Cuvântul iată spune uită-l. În românește cuvântul uită-l este privește la el. Privește la el. Să fie foarte limpede. Domnul Iisus Hristos a putut să vină în lumea aceasta. Dar dacă oamenii n-au ridicat privirea spre El, dacă oamenii nu L-au privit, ei nici măcar nu L-au văzut. Când spun lucrul acesta, pare că folosesc aceleași cuvinte, dar m-am referit la textul care spune: nu vor vedea împărăția Lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Nici măcar nu o va vedea. Și după ce ai văzut-o, vreau să te întreb: mai poți să-ți iei privirile de la El? Asta este o altă problemă. Am spus aici și repet lucrul ăsta. De mai multe ori am spus această întâmplare. M-am dus mai demult la Gabriel, care stătea pe patul lui de 10 ani de zile, nemișcat. Și
A început să-mi spună: știi, Valentine, am visat ceva. Ce-ai visat, Gabriel? Am visat că eram la o nuntă. Și cum sunt nunțile la noi, pe două rânduri în jurul unei mese, eu am stat la capătul unei bănci. Și tot venea lume, și tot venea lume, și tot venea și se așeza și mă împingeau pe mine și mă împingeau până când s-a terminat scaunul. Și în momentul când s-a terminat scaunul și pentru că tot mă împingeau, a început să strig: cad, cad, cad. Dar nimeni n-a ținut cont de lucrul ăsta și în minutul următor am căzut. Și când am căzut de pe bancă, s-a întâmplat că lângă mine era un șanț de apă. Șanțul acela s-a lărgit foarte mult și am început să cad în gol. Și mă rostogoleam în gol până când am strigat: Doamne! Și în momentul acela cineva a venit pe la spatele meu și m-a oprit din cădere. M-a oprit. Și m-am întors la el. Știam cine e, că îl strigasem. M-am întors la el și am zis: a, tu erai. Și în momentul următor, pentru că picioarele mele erau în direcția asta și pentru că eu mă întorsesem doar cu bustul în spate spre el, în minutul următor m-am întors la loc. Și el a rămas în spatele meu. Și am vrut să... nu știu ce să fac mai departe, când mi-am dat seama instantaneu că m-am întors cu spatele la el, după ce mă întorsesem cu față. Deci, imediat, am vrut să mă întorc și m-am întors. Îl pierdusem. Asta este o problemă. Dacă l-ai văzut vreodată, îți mai poți lua privirile de la el. Știu că subiectul acesta a fost mult propovăduit și predicat în bisericile noastre cu ani de zile în urmă. Pentru aceia care vă uitați în fiecare zi la Domnul Iisus Hristos, Domnul să vă ajute să-L priviți mai departe. Pentru aceia care însă își mai iau privirile și se uită în altă parte și au probleme, probabil că subiectul ăsta merită. Cei care credeți că este pentru dumneavoastră, haideți cu mine în studiu. Rog media să mă ajute cu primul, cu prima imagine, cu primul slide. Ioan 6:40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Textul acesta din Sfânta Scriptură, eu l-am înțeles întotdeauna într-un mod: cine vede pe Fiul, cine nu-L vede? Sigur că da, tangent, câteodată te întâlnești cu Iisus Hristos. În realitate, verbul care apare aici este: oricine îl admiră, oricine se uită, oricine se uită căutând să se uite, adică oricine contemplă pe Fiul, are viață veșnică. Cum e dacă am avea numai textul acesta? Auziți? Oricine contemplă pe Domnul Iisus Hristos are viață veșnică. Cum ar fi? Întrebarea mea este: am învățat noi creștinismul așa? Așa l-am învățat? Așa facem noi în fiecare dimineață? Așa facem noi în fiecare seară? Doamne, am luat un tablou din cerul Tău, uite, și l-am pus aici, în coșmelia mea de lut, ca să... De ce l-am pus? Ca să mă uit la el în continuu. Sau îl pun acolo ca să-l vadă alții când intră de mobilier și eu mă ocup tot de ale mele. Ideea este: oricine contemplă pe Fiul are viață veșnică.
În 2 Corinteni, capitolul 3, cu 18, partea aceasta de altă culoare este textul de asemenea crucial care a făcut subiectul multor pagini de scrieri excepțional de frumoase, scrieri creștine. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Aici este vorba de faptul că nu toți oamenii privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă. Sunt și oameni care, vă aduceți aminte despre ce este vorba aici? Sunt și oameni care citesc Scriptura cu fața, cu o mahramă pe ea. Zice că nu-l pricep. Ce nu pricep? Că doar citești ca orice carte, nu? Adică dacă poți citi un ziar, de ce nu poți înțelege Scriptura? Dacă poți citi ziarul, dacă poți să te pregătești pentru școală, de ce nu poți citi Scriptura? Din ce cauză? Și Apostolul Pavel spune, păi fii atent că ai o mahramă pe față. Păi și când citezi ziarul, n-am mahrama pe față. Și el zice, nu, că e vorba de altceva. De ce e vorba, Doamne? Și în capitolul ăsta el spune așa, sunt oameni care citesc tot Vechiul Testament cu mahrama pe față. Adică, și Pavel spune, nu-L găsesc pe Iisus Hristos pe niciunde în Vechiul Testament. Și atunci, cum citesc Vechiul Testament? Păi îl citesc ca istorie, că dacă el vorbea de evrei și dacă vorbeai cu evreii, erau specialiști în istorie, știau de David, de Solomon, de Manase, de Ezechia, toți regii știau știau de toată istoria și așa mai departe, știau toate ritualurile de la templu. Fraților, știau Biblia, o știau bine. Și Apostolul Pavel spune, mahrama este când citești un text și nu-l pricep că acolo e Fiul lui Dumnezeu. Oricare text ar fi. Oricare pagină de Scriptură ar fi. Dacă nu citești, dacă nu înțelegi că Iisus Hristos acolo, e degeaba. O citești degeaba. Și aici zice, spre deosebire de ceilalți, noi privim fără mahramă și privim slava lui Dumnezeu. Și după ce ai văzut slava lui Dumnezeu, adică pe Iisus Hristos, noi zicem, suntem schimbați în același chip cu al Lui, deci semănând cu El, cum? Din slavă în slavă. Vreau să observați un lucru. Vedeți pe aici vreo cădere? E loc de vreo înfrângere? Este? Aici spune creștinul este destinat să crească din slavă în slavă. Știu persoane care zic așa, acum am câștigat biruința, dar oare mâine nu voi cădea? Mâine, ce o să fie mâine? Vai și amar. Și aici spune, prin Iisus Hristos, prin faptul că te uiți la El, nu există cădere. Astăzi e slavă, mâine ce este? Și mai multă slavă. Păi mâine ce este? Gloria lui Dumnezeu. Ăsta este intenția lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Atât de mult folosim textul de, sau ideea, nu pot, dacă Domnul mă ajută, pot, dar singur nu pot. Sigur că da, e adevărat. Dar ce zice dacă ne uităm aici și spunem, Hristos în voi, nădejdea a ce? A unei vieți pline de slavă. Ce zice dacă ne-ar, atunci când ne întreabă cineva să putem să spunem imediat, pot totul în Hristos care mă întărește. Și să nu mai spun, eu știu dacă pot, nu știu, ca și cum n-aș ști dacă sunt mântuit, dacă nu sunt mântuit, ca și cum n-aș ști dacă Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt sau nu mi-a dat Duhul Sfânt, ca și cum n-aș ști dacă sunt salvat sau nu sunt salvat, ca și cum n-aș ști. Când în realitate El spune, Duhul Sfânt e la îndemână. Duhul Sfânt e aici. Vi l-am dat. De ce? Ca să puteți spune, pot cât? Totul în Hristos care mă întărește. Cum e asta, Doamne? Și încă o dată, din slavă în slavă.
Când ați avut o zi slăvită săptămâna trecută? Când ați avut o zi plină de glorie săptămâna trecută? Când ați avut-o? Vreau să vă spun că Dumnezeu a intenționat să avem glorie săptămâna trecută. Și dacă n-am avut-o, care-i problema? De ce n-am avut-o? De ce ne trăim zilele astea așa de amărâte, zilele astea așa de uniform, de triste și parcă plină de zdroabă, că nu facem altceva decât avem treabă toată ziua? De ce n-avem glorie? Am uitat tabloul. Am uitat tabloul. L-am adus în casă, l-am pus pe pereți și noi stăm cu spatele la el și facem treabă. Spălăm vasele în chiuvetă. Măturăm pe jos, reparăm gardul, facem orice altceva, mașina, motorul, facem orice altceva. Și motorul și tablou unde este? Păi de ce l-ai mai adus? De ce l-ai adus? Repet textul acesta, merită. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată, priviți-l, mielul lui Dumnezeu. De asta aveți nevoie. Ridică păcatul lumii. El este, a venit, în sfârșit. Priviți-l. Vreau să vă întreb câți l-au privit. Vreau să vă întreb câți l-au privit. A venit la Isai și a Isai, la Betleem nu l-au văzut. La botez câți l-au văzut? Ioan și vreo doi ucenici care s-au luat după el. A doua zi. De ce nu l-au văzut ceilalți? Care e problema? Iată mielul lui Dumnezeu. A fost visul Domnului Iisus Hristos treaba asta. Vă aduceți aminte? El spune: când voi fi înălțat, când voi fi înălțat, și când zicea voi fi înălțat, la ce se referă? Când voi fi înălțat, în sfârșit, mă vor vedea toți oamenii. Ce frumos! Visul lui, o să mă vadă toți. Oare crucea a reușit lucrul ăsta? A reușit să-l vadă toți. Punem cruci pe clădiri, semne, care mai departe. Și crucile le vedem, Hristos nu. Maleahi, capitolul 3 cu 3. Este un text din Vechiul Testament care îmi arată cum trebuie să privesc. Și textul spune așa. Știi? Știi cum se lămurește aurul? În vechime se punea aurul la topit și argintul, iar punctul în care se știa că aurul a ajuns să se purifice, să dea drumul la zgură și că ai de-a face cu aur pur, era momentul în care te uitai în el și el avea funcție de oglindă. Te uitai în el și te vedeai pe tine. Textul spune: va ședea, va topi, va curăța argintul, îi va curăța pe fiii lui Levi cum se lămurește aurul și argintul. Iată modele. Iată modele. Uneori trecem prin probleme, uneori focul este tare, Dumnezeu încinge focul ca să despartă zgura și te întreb: până când, Doamne, mă ții acolo? Și vă rog să observați, în timp ce Dumnezeu spune voi trebuie să vă uitați la mine, în același timp El ne asigură că și El se uită la noi. E o problemă de interes, este o problemă de focalizare. Cât te interesează Iisus? Cât contempli? Evrei 3 cu 1. Fraților, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească,
Ațintiți-vă privirile. Ăsta sunt cuvintele cu care ne-am obișnuit. Dar ce înseamnă a ținti? De unde vine verbul a ținti? De la cineva care are o țintă în față și care țintește tot timpul cu arcul, cu săgeata, cu pușca, cu ce vrei. Ațintiți-vă privirile, căutați-l pe Iisus Hristos în cătare, cum se zice altă dată. Ceea ce înseamnă acolo, în vizor, căutați-l pe el, unde este, unde este, unde este și dacă l-ai pierdut, dacă l-ai pierdut, spuneți ca Maria. Vă aduceți aminte? L-au luat pe Domnul meu, nu știu unde l-au pus. Spune-mi dacă l-ai luat unde este ca să mă duc. Îl aduc înapoi. În cătare. Dați-mi mai. Nimic nu e obligatoriu pe pământul ăsta. Nici a-l căuta pe Iisus Hristos nu e obligatoriu. Adică nimeni nu ne forțează stai toată ziua și te uită la Iisus Hristos. Nu ne forțează nimeni. Problema este dacă îți place. Problema e dacă îți face plăcere lucrul ăsta, să te uiți la Iisus Hristos până când va deveni o pasiune. Și atunci când ești pasionat, spune-mi cât timp te uiți la lucrul la care ții, de care ești pasionat. Cât timp? Dacă n-ați văzut, duceți-vă la expoziții de artă și veți vedea oameni care stau în fața unui tablou pe lângă care eu am trecut ca trenul, nici măcar nu m-am oprit prea bine că n-am înțeles, și el stă acolo și nu mai pleacă. Și te întreb ce faci? Știți ce face? Se închină. Se închină. Pentru că arta are capacitatea aceasta de a scoate din om toate emoțiile lui. Și a transfera emoțiile acelea acolo. E un fel de rugăciune. De asta zic, în fața lui Iisus Hristos, probabil că ar trebui să avem același reflex al rămânerii cu El, în El. Așa, pentru că n-aș mai pleca. Pentru că n-ai mai pleca. Hristos, lumina lumii. Toți aceia care doresc să ajungă la un caracter asemănător cu al lui Dumnezeu vor fi împliniți. Li se va da ce caută. Niciodată Duhul Sfânt nu lasă neajutorat pe cel care îl caută pe Iisus. Dacă ochiul este din nou ațintit asupra lui Hristos, lucrarea Duhului nu încetează până când sufletul nu ajunge să aibă chipul lui. Este imaginea aceea a artistului. Artistul nu face altceva decât pictează pe pânză în timp ce în continuu privește modelul. Modelul. Și el pictează. Și modelul nu trebuie să se miște, nu trebuie să plece. Modelul este mereu acolo. Cine-i modelul? Domnul Iisus Hristos. Cine pictează? Zice aici Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului nu încetează până când sufletul nu ajunge să aibă chipul lui. Duhul Sfânt pictează, pictează, pictează. În același timp însă, cel ce se uită este cine? Eu. Adică nu Duhul Sfânt se uită în continuu la Domnul Iisus Hristos. El n-are nevoie să se uită, pentru că El este Dumnezeu, da? Dar cine are nevoie să se uite? Pentru că Duhul Sfânt se uită la Iisus Hristos prin două ferestre, care sunt ale mele și astea sunt ochii mei. Prin ochii mei se uită Duhul Sfânt la Iisus Hristos. Elementul curat al iubirii va face sufletul să crească, dându-i destoinicia, să ajungă la ținte mai înalte, să aibă cunoștințe mai mari în lucrurile cerești, așa încât el nu va rămâne neîmplinit. Auziți dumneavoastră ce frumos, mai mult din lucrurile cerești. Asta este activitatea zilei de, țineți minte, de joi. Nu e numai de sabat. Mai mult din lucrurile cerești. În zilele comune ale vieții noastre. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi, le va da Dumnezeu din belșug. Le va mulți pâinea.
M-a fascinat această expresie din partea maro sau orange. Creștinul este cel mai înalt tip uman, așa am găsit-o scrisă în manuscrisul 1888, volumul 1. Creștinul este cel mai înalt, cel mai rafinat tip uman care a existat vreodată în istoria acestei lumi. Vi se pare că ne lăudăm? Ne cam lăudăm. Că, vedeți, am ajuns să credem că nu prea trebuie să fim deosebiți. Și ne-am luat modele de jos și nu ne-am mai rafinat nici gustul, nici ființa. E o problemă aici. Am privit unde nu trebuie. E vorba de rafinament, de a nu rămâne jos, acolo unde se depun mizeriile, a ridica privirea sus. Este cel mai rafinat tip uman. Din ce cauză? Din ce cauză? Pentru că creștinul este o persoană care seamănă cu Iisus, mielul lui Dumnezeu. Din cauza asta. Nu din cauza mea, ci din cauza lui Iisus Hristos. Din cauza asta. Din cauza asta mă rafinez, din cauza asta mă schimb, din cauza asta mă înalț. Pentru că Iisus Hristos e în continuu înaintea ochilor mei și nu mă lasă să rămân unde sunt. Încă o dată. Asta este pentru miercuri. Nu pentru sabat. Că toată lumea în sabat dă bine. Dar asta e pentru miercuri. Pentru în timpul săptămânii. Seamănă cu Iisus. Și nu cu Iisus pe tron. Cu Iisus mielul lui Dumnezeu. Cel umil, cel ce suferă. Galateni, capitolul 4, cu 19, spune Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până când? Până va lua Hristos chip în voi. V-a spus vreodată problema asta? Dom'le, s-a născut Hristos în mine sau nu? Vreau să vă întreb cinstit. V-a spus problema asta? Nu dacă vin la biserică, nu dacă dau zecime, nu dacă citesc Biblia. Nu! Și astea sunt lucruri bune. Dar v-a spus vreodată problema asta? Păi, s-a născut Hristos în mine. Nu știu cum o vedeți dumneavoastră. Nu știu ce înseamnă asta pentru dumneavoastră. Dar e important asta. Dacă nu s-a născut Hristos în noi, tot ceea ce facem noi, ca și formă, rămâne la nivel de formă. Până va lua Hristos chip în voi. De ce stăm noi de ani de zile pe băncile acestei biserici? Ca să ni se schimbe chipul. La un moment dat să nu mai fie Valentin ăsta care stă aici. Ci să fie? Cine? Nici măcar Valentin înnoit, că nu există. Valentin trebuie să moară și în locul lui să nască Iisus Hristos. De asta zic, s-a născut? Sau nu? Sau Coloseni 1:27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu-i Hristos în noi, nu e nădejde de slavă. Nu e slavă. De asta întrebam la început, cât de slăvit a fost săptămâna asta. Vreau să observați de asemenea ceva ciudat. Vom vorbi despre viața Domnului Iisus Hristos și vreau să vă amintesc că marile lupte ale Domnului Iisus Hristos au început de la botez. Până la botez nu au existat lupte mari. Întrebarea mea este de ce până la botez nu asistăm la drama aceea extraordinară care a început imediat după botez. În ce cauză? Este o perioadă din viața Domnului Iisus Hristos care a fost ascunsă de ochii noștri. Nu scrie în Scriptură nimic, decât foarte puțin, evident, la vârsta de 12 ani și câteva alte evenimente.
Dar nu ni se spune de modul în care a biruit ispita, de modul în care a acționat. Și cartea Hristos Lumina Lumii spune, Domnul Iisus Hristos până atunci a trăit exact ca un copil sau un tânăr de rând. N-a fost nicio deosebire. De când începe Domnul Iisus Hristos să trăiască pentru noi? De când? Din momentul ungerii. De atunci El începe pentru noi să trăiască. Din cauza asta, în Sfânta Scriptură sunt luate momentele acelea care sunt trăite pentru mine, sunt produse de Domnul Iisus Hristos pentru ca eu să mă hrănesc cu ele. El știe că eu voi trece prin problemele astea de asemenea și pentru ca să mă încurajeze a trecut El înainte pe acolo și spune, uite Valentine, fii atent și eu am trecut aici. Atacul începe odată cu, am zis, pretenția. Poate că nu e cuvântul cel mai potrivit, m-am tot luptat să zic pretenție sau nu și l-am lăsat până la urmă. Atacul începe odată cu pretenția Domnului Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul Iisus Hristos afirmă că este Fiul lui Dumnezeu, cere din partea lumii să asculte această afirmație, din momentul acela Satan nu mai poate și începe o acțiune împotriva Domnului Iisus Hristos teribilă. Botezul. Este momentul când Ioan Botezătorul zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tot atunci, Ioan a recunoscut că Domnul Iisus Hristos obținuse o biruință perfectă asupra păcatului. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că în momentul când l-a văzut, el a văzut o ființă de o puritate cum nu mai întâlnise niciodată până atunci. Și asta e de gândit și ne dă de cugetat. Fiecare păcat la care noi în sfârșit acceptăm să fim înfrânți, lasă o urmă de vinovăție în ochii noștri, în fața noastră. O urmă de frustrare. O urmă de neputință. Așa încât fizionomia noastră este dăltuită după momentele înfrângerilor noastre. De asta în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit înaintea lui Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a fost uluit de ceea ce a văzut. Era un om care nu cunoștea nici frustrarea, nici vinovăția, nici slăbiciunea. Era un om sfânt. Asta este privilegiul pe care Dumnezeu vrea să-l lucreze pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru tinerii noștri. De asemenea, a urmat mărturia tatălui. Mărturia tatălui care a spus, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Apoi a urmat coborârea Duhului Sfânt asupra Domnului Iisus Hristos. De ținut minte, de subliniat, nici măcar Domnul Iisus Hristos nu și-a început activitatea sa fără cinzecime. Aceasta a fost cinzecimea Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt, ca de aer astăzi. Și apoi urmează atacul lui Satan în pustie. Imediat după ce lucrurile astea s-au întâmplat, botezul, mărturia Tatălui, coborârea Duhului Sfânt, imediat după aceea Satan a instrumentat un atac frontal asupra Domnului Iisus Hristos cu ideea, cine te crezi tu? Am auzit ce ți-a spus Tatăl, tu ești fiul? E, dacă ești fiul lui Dumnezeu, ia să vedem. Și începe atacul lui Satan și concomitent momentul în care Domnul Iisus Hristos spune la final, înapoia mea, Satanu, marcând biruința deplină asupra Domnului Iisus Hristos. Iertați-mă. Biruința deplină a Domnului Iisus Hristos asupra lui Satan. Înapoia mea, Satan. Natura divină a strălucit prin ființa umană. Satan, care n-ar fi vrut niciodată, nu s-a putut împotrivi. A trebuit să plece. Înfrângerea lui Satan în pustie culminează cu înfrângerea lui Satan la cruce. Ăsta este mersul, ăsta este drumul. Asta este drumul.
în fața ochilor noștri se deschide în Evanghelii misterul unei alte vieți, misterul biruinței, misterul acesta copleșitor al fericirii. Și după ce Domnul Iisus Hristos ne dă viața Lui și exemplul Său, iată și motivul. De ce, Doamne, faci treaba asta? Și aduceți-vă aminte de rugăciunea Tatăl nostru care spune, cum e în cer, așa și pe pământ. De asta atrag la mine oamenii, atrag pe toți, ca să fie și pe pământ cum e în cer. A fost Domnul Iisus Hristos atât de naiv? A fost un visător? Cum să faci din pământul ăsta ceva ca în cer? Cum e posibil? El a gândit așa, vreau să te întreb. Noi mai gândim așa? Mai vrem noi cerul aici? Sau zicem așa, lasă că cerul e în partea cealaltă. Aici e a lui Satan. Și aici n-avem încotro și trăim chinuici. Nu e așa! Prin biserica lui Iisus Hristos, prin Evanghelia lui Iisus Hristos, prin viața sa, prin moartea sa, El a făcut să fie posibil ca și pe pământul ăsta să fie cum e în cer. Fiecare dintre dumneavoastră și cu mine putem experimenta lucrul ăsta. La asta suntem chemați. Eu știu că vă este foame după așa ceva. Eu știu că dumneavoastră doriți asta. De asta suntem aici. Dar haideți, nu obosiți. Nu obosiți în această speranță. Haideți să o mai luăm o dată de la capăt. Haideți să mai sperăm că Dumnezeu va face asta pentru mine și pentru tine. Coloseni 1:19-20, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri. Crucea nu este o soluție numai pentru pământul nostru. Crucea este o soluție și pentru cer. Ființele necăzute în păcat se uită aici la noi și vor să privească în lucrurile care se întâmplă pe pământul acesta. Apostolii spun lucrul acesta, în care și îngerii doresc să privească. Ei privesc aici la noi să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Adică cum, mă, frate, se uită îngerii cum lucrează Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în cine? În mine? În tine? Dacă ai ști că îngerii se uită la tine și la mine în fiecare moment, spune-mi, cum ai călcat pe pământul ăsta? Cum ar fi? Și textul spune, se uită că El vrea să împace cerul cu pământul prin sângele crucii sale și s-a împăcat cerul cu pământul. Citim Sfânta Scriptură și uneori nu-i dăm importanță destulă. Vă aduceți aminte când Iacov la un moment dat s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu mergând pe pământ? Știți cum a pus numele locului acelea? Mahanaim, tabără îndoită. S-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Am tot citit și am tot gândit și n-am înțeles. Cum se întâlnește așa netame să mergând cu îngerii lui Dumnezeu? A făcut pace cu sângele crucii sale. Tu te întâlnești cu îngerii lui Dumnezeu? Te întâlnești? Ești conștient că sunt lângă tine, lângă mine? Nu numai îngerul raportor, despre care vorbim deseori, dar îngerii lui Dumnezeu. Repede de tot. Iisus a intrat în cetate și trecea prin cetate. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă pe Iisus. O să vă întreb, de ce? Curios? Curios? Fratele Turle mi-a șoptit, nu, atras. Îmi place foarte mult, mulțumesc, m-ați ajutat mult. Nu curios, atras. Să-l văd, să mă uit.
S-a suit într-un dud, dudul e destul de stufos. Așa, să nu fie văzut, dar să-l vadă. Probabil a zis așa, nu vreau să mă vadă Iisus, lasă să, nu, să... Cum poți să te uiți după Iisus Hristos și să nu te vadă Iisus Hristos? Cum e posibil? Ăsta este secretul, dacă tu îl cauți pe El, te va vedea El. Caută-L pe Iisus Hristos, rămâi, uită-te la El și te vei trezi la un moment dat cu Domnul Iisus Hristos oprit sub dudul tău, sub creaca ta. Și spune-L, ia-te jos. Dar de ce? Pentru că în timp ce tu îl căutai, El te-a găsit. Dă-te jos! Și în timp ce se dădea jos, a început să spună, Doamne, pe cine am năpăstuit, pe cine am greșit, dau totul înapoi. Și Domnul Iisus îi spune, azi vreau să intru la tine în casă. Opa! Eu de unde mă ascundeam în dud ca să nu mă vadă, mă trezi că vine și la mine acasă. Și vorba sutașului, nu sunt vrednic. Că n-am făcut curățenie, că nu m-am pregătit, că nu știu ce, nu sunt vrednic. Și Mântuitorul își explică, știi, eu vin la tine că vreau să-ți aduc mântuirea în casă. Când aude că îi vine mântuirea în casă, numai să vină. Să vină și peste patul meu nefăcut. Să vină și peste pantofii mei care nu-s puși în ordine. Să vină și peste casa mea care n-are mâncare. Numai să vină mântuirea peste toate. Nu trebuie așa. Le chemăm pe Iisus Hristos în felul ăsta. Ioan 12 cu 20. Niște greci se suiseră să se închină la praznic. S-au apropiat de Filip și au zis, Domnule, vrem și noi să-L vedem pe Iisus. Încă o dată, curioși? Curioși? Da sau nu? Vă aduceți aminte răspunsul dinainte, l-am place mult. Curioși? Nu. Atrași. Atrași. Și Mântuitorul a zis, în sfârșit, asta e proslăvirea mea. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. El spune așa, ori de câte ori un om vrea să mă vadă, El mă proslăvește. E corect? Așa spune El. Ori de câte ori tu spui, vreau să-L văd pe Iisus Hristos, indiferent la ce nivel ești, că ești grec, că ești barbar, că ești păcătos, că... indiferent când vrei să-L vezi pe Iisus Hristos, când spui, vreau să-L văd pe Iisus Hristos, când îl cauți, când îl pui în ținta ta, te ațintești, îți ațintești privirea la El, de fiecare dată proslăvești pe Iisus Hristos. Nu vrei să-L proslăvești? Asta e de marți. Nu e de sabat. E de marți. Atunci voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului, un duc de îndurare și rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine. Fraților, textul ăsta este fascinant. Este fascinant. Spuneți-mi, vă rog, de ce trebuie să ne întoarcem privirile? Nu cumva priveam aiurea? Nu cumva priveam aiurea? Adică ai trecut pe lângă El ca Moise pe lângă rug. Și după ce a trecut la o vreme, Moise a zis, bă, dar ce-i cu rugul ăla din spate? Și s-a întors spre rug. Ceva asemănător este aici. Omul trece pe lângă Iisus Hristos și nu bagă de seamă crucea. Apoi, se întâmplă ceva, zice, trimite Domnul un duh de... Ziceți repede, citiți ce fel de duh e. Îndurare și rugăciune, care este Duhul Sfânt.
Vine Duhul Sfânt cu îndurare și rugăciune, cu post, cu plânset, cu bocet, cu rugăciune. Cu un sfârșit, Doamne, vin și eu la ora de rugăciune. Vin și eu împreună cu frații mei în camera de sus. Stăm acolo, în sfârșit. Și Duhul de îndurare și rugăciune îl face pe omul ăsta care trecuse fără să bage de seamă nimic. Îl face să își întoarcă privirea. Dintr-o dată face așa. Ha, tu erai? Doamne! Pe cel pe care l-au străpuns. Și îl vor plânge cum plânge cineva pe copilul lor. Băgați de seamă că l-au adoptat pe Iisus? L-au adoptat. E copilul lor, e fiul lor. E întâiul lor născut. Cât timp te uiți la cruce? În fiecare zi. Cât timp? Cine știe? Dar dacă e fiul tău? Dacă e fiul tău acolo, cât timp te uiți la cruce? Și asta nu e pentru sabat. Asta e pentru luni. Când te duci la lucru, când te duci la muncă, când treci în stânga, când treci în dreapta, acolo Duhul de rugăciune mai este. Duhul de îndurare mai este. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea, el a cântat cocoșul. Domnul s-a întors, s-a uitat, cum? Țintă și l-a pus pe Petru în cătare. S-a uitat țintă la Petru. Și Domnul se uită țintă la noi. Se uită țintă la noi în momentele cruciale ale vieții. Când ne clătinăm, când negăm, când nu ne place, când ne pierdem. O, cât de mult se uită Domnul la noi. Ca să nu te pierzi. De ce s-a uitat Domnul la Petru? De ce s-a uitat Petru la Domnul Iisus Hristos? Îmi imaginez că a fost o veșnicie de privire acolo. Îmi imaginez că în momentele alea, dacă ar fi un scenarist, ar pune aici și ni-l arăta pe Petru cum îi trece prin ochii, prin fața ochilor minții tot, toată viața lui, tot, absolut tot, în timp ce privește la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îl cercetează. Va mai privi odată așa la noi la sfârșit. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Dragii mei, singura noastră șansă este să fim atenți când se uită Domnul Iisus. Că vreau să vă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă Petru, în momentul în care a trecut Domnul Iisus Hristos prin pridvor și s-a uitat la el, dacă Petru nu s-ar fi uitat la Domnul Iisus Hristos, dacă era cu spatele, ce s-ar fi întâmplat? Puteți să mă ajutați? Petru era cu ochii la Domnul Iisus Hristos. Îl blestema, se lepăda de el, dar era cu ochii la el. Pe Petru îl durea sufletul de ceea ce se întâmplă acolo. Când îi dădea o palmă Domnul Iisus Hristos, era ca și cum i-ar fi dat lui. Îi străpungea sufletul, durerea. Și așa când au văzut că îl ia, conștient sau neconștient, cu gândul sau nu, l-a urmărit pe Domnul Iisus Hristos și în pridvor acolo Mântuitorul și-a luat secunde pentru Petru, a oprit toată ceata soldaților care îl duceau, i-a oprit în loc ca el să se uite, să caute pe cel care trebuia să se uite. Acolo, în pridvor, și-a dat întâlnire Petru cu Domnul Iisus Hristos. Și întâlnirea aia a fost salvatoare. Frații mei, asta e pentru duminică. Pentru mâine.
nu-i pentru azi. Pentru că lucrurile pocăinței, Domnul Iisus Hristos se uită la noi nu numai azi, se uită de mâine și nu se poate începe nici o zi din săptămână fără ca să începi sub privirea lui Iisus Hristos. Cercetătoare, căutătoare, plină de dragoste. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, încercăm să înțelegem din cuvântul Tău privilegiul pe care îl avem atunci când ni l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos ca să fie văzut, să fie contemplat, să fie pus ca țintă a privirii și a gândirilor noastre. Îți mulțumim pentru privilegiul ăsta. Te rugăm să ne ierți ori de câte ori l-am luat pe Domnul Iisus Hristos și apoi am uitat unde l-am pus. Ori de câte ori, Doamne, am adormit în nevederea noastră. Și acum, ca biserică, ne ridicăm înaintea Ta să Te rugăm să ne primești și să ne privești încă o dată. În același timp, să pui în sufletul nostru un duh de rugăciune și de îndurare, ca să ne întoarcă privirile de unde suntem obișnuiți să privim, să ne întoarcă privirile spre Tine, spre Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ne poartă păcatele până la cruce. În numele Domnului Iisus, fă, Doamne, ca Hristos în noi să fie nădejdea noastră de slavă. Amin.